Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc lui Dumnezeu, frați și surori, că pot să fiu împreună cu dumneavoastră, cu frați, parte din frații de la dumneavoastră, din conducere, am avut părtășii în enumărate rânduri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că Domnul m-a ajutat și putem să fim împreună, să vă văd și doresc din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Dacă fratele Vasile este bistrițan mutat la Cluj, eu sunt clujan mutat în Bucovina. Locuiesc e aproximativ 4 ani de zile acolo. Am plecat de acasă, din Vicovul de jos, cu știrea fraților. M-au însărcinat să vă transmit salutul bisericii. Maranata, Domnul nostru vine, slăvit să-i fie numele. În nădejde aceasta am fost mântuiți că Domnul se va întoarce după noi și dorim din toată inima Dumnezeu pe dumneavoastră aici și pe noi acolo să ne întărească și să ne ajute să ne întâlnim cu El. Frați în hol m-au luat așa pe o surprindere, știam că în seara aceasta o să stau și o să mă rog lui Dumnezeu. N-am știut ce o să împărtășesc cu dumneavoastră, dar văzând copiii în adunare, Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt și apoi am primit încredințarea că lucrul ăsta trebuie să îl spun bisericii. Când am văzut pe monitor că anul 2015, la un moment dat, scria acolo că e anul familiilor. Frați și surori, mi-am dat seama că marile crize spirituale din viața copiilor noștri se datorează faptului că și noi ca și părinți, cei care la Dumnezeu au rânduit să ne dăruiască copii, de cele mai multe ori nu ne asumăm responsabilitatea. Și am putut înțelege în ultima perioadă de timp că zona protejată, unde vrăjmașul poate să samene sămânța lui străină, neghina, pentru că e și foarte protejată ca să o facă, e familia. Dacă frații la nivel de biserică trasează anumite direcții și trag anumite semnale de alarmă cu privire la unele lucruri și se luptă cu ajutorul lui Dumnezeu să păstreze grădina Domnului așa cum ar trebui să fie ea, la nivel de familie, dacă se apropie cineva de copiii noștri și le atrage cumva atenția, sărim carș. Să n-ai treabă cu copiii mei, că eu răspund de ei. Și pentru lucrul ăsta, frați și surori, noi trasăm o arie foarte bine protejată în care îi dăm voie vrăjmașului să samene sămânța lui. Și spune Biblia că cine seamănă vânt, va secera furtună. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel în 1 Ioan. Vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să vedem în seara aceasta ce ne scrie Domnul nouă părinților și să ne oprim asupra unui singur aspect asupra căreia trebuie să veghem ca și părinți, ca și familii, pentru ca Dumnezeu să poată să mântuiască și să izbăvească copiii noștri. E foarte bine că se creează posibilitatea unor astfel de centri creștine în care să ne luptăm pentru recuperarea oamenilor și să-i aducem la Hristos. Noi trebuie să ne folosim de orice pârghie ca pe oameni să-i aducem la Domnul, pentru că asta e menirea bisericii. Dar frați și surori, mi se pare un lucru ne la locul lui pentru copiii crescuți în casa lui Dumnezeu și pe care părinții i-au dus pe braț de binecuvântare, să apelăm la niște astfel de centre pentru recuperarea lor. Când Dumnezeu a stabilit o ordine și a pus în fiecare familie câte un preot care sunt încredințați de faptul că dacă își face datoria, Dumnezeu din ceruri completează ce-i peste puterea Lui și îi mântuiește casa, slăvit să fie Domnul. Marea problema familiilor noastre și ceea ce ne scrie Domnul nouă părinților și pentru că nu luăm seama la ce ne scrie Domnul nouă părinților, apar o grămadă de crize în viața copiilor noștri și mulți ajung niște prinși de război. Este faptul că și cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Marea problemă, frați și surori, care o scrie Domnul părinților și familiilor în vremea aceasta și pe care cei mai tot mai puțin dintre noi ne asumăm această responsabilitate, este faptul că trebuie să ne educăm copiii pe baza principiilor Scripturii, frați și surori. În procesul de educație a copiilor noștri să folosim principiile lui Dumnezeu, adică mustrarea și învățătura Domnului și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În momentul în care rămânem în această, pot să spun eu, școala lui Dumnezeu și ne folosim în educația copiilor noștri de principiile Scripturii,
Dumnezeu se angajează să ne dărească biruința, slăvit să fie numele Domnului. Dar într-o împrejurare, ridicând problema aceasta de la discuție între mai mulți frați, unul dintre frați a zis către mine: ce-i mă că am văzut familii care și-au crescut copiii în mustrarea și învățătura Domnului, adică au ținut la adevărurile Scripturii cu foarte multă tărie și vehemență și-au ratat. Dacă nu toți copiii, marea majoritate s-au dus în lume și poate și dumneavoastră ați întâlnit astfel de situații. Să-i lăsăm mai slobod, că doar nu-i nicio problemă, decât să se ducă în lume mai bine în adunare. Dar să nu uităm că au fost două categorii de pierderi. Unii s-au pierdut afară și alții s-au pierdut în casă. Și Dumnezeu vrea, frați și surori, din poporul Domnului să nu se piardă nicio unghie, ci cu toții să intrăm pe porți în cetate, slăvit să fie Domnul. E perspectiva care Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său, o deschis-o fiecărei familii, frați și surori, și de această posibilitate și de acest drum nou pe care l-a deschis Domnul prin însuși trupul Său, prin jertfa Sa, ca și părinți trebuie să ne folosim. Și în ziua când Domnul ne va chema acasă, noi și copiii noștri să fim înaintea Lui, slăvit să fie Domnul, mântuiți. Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu că învăța pe noroade, nu ca și farisei și cărturarii, ci ca unul care avea putere. Procesul educațional pe baza principiilor Scripturii, mustrarea și învățătura Domnului, dă randament în momentul în care părinții, frați și surori, îl au alături de ei pe Domnul. Și ca să-L avem alături de noi pe Domnul în procesul educației copiilor noștri și El să dea randament, trebuie să fim vegheatori asupra multor lucruri. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să mă opresc asupra unui singur aspect pe care îl consider de cel mai mare importanță sau asupra căreia suntem cel mai puțin atenți. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o familie. Am îndrăgit familiile Scripturii încă din anii copilăriei, de când în urma unui sfat pe care l-am primit din partea unui frate bătrân, am început să mă rog ca Domnul să-mi dea o soție credincioasă și o familie după voia lui Dumnezeu. Și am citit mult Scriptura, având în atenția mea familiile Scripturii, ca să știu ce să cer din mâna Domnului pentru familia care o voi întemeia. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune despre o familie a căror nume nu-l cunoaștem, nici a părinților, nici a copiilor, dar știm că o femeie din nevestele fiilor prorocilor, într-o împrejurare, s-a apropiat de Elisei și a zis: știi, bărbatul meu a murit. Eu am rămas datoare și datornici, acei care ne-au împrumutat, vin să-mi ia cei doi copii și să-i facă robi. Și acolo femeia aceasta dă un detaliu despre soțul ei. Știi, bărbatul meu se temea de Domnul. Ca familiile noastre, frați și surori, să nu fie acea zonă protejată în care vrăjmașul să aibă de câștigat și să seamene sămânța lui. În viața copiilor noștri să prindă procesul educațional pe baza principiilor Scripturii și copiii noștri să rămână în lumină și în adevăr. Dumnezeu face o strigare în seara aceasta și ne cheamă pe toți părinții, frați și surori, să ne temem de El și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Sunt oameni care se tem de Domnul. Când eram student la Cluj, într-o împrejurare m-am urcat într-o mașină, într-un taxi, trebuia să mă duc de la un sediu unde făceam ore la școală, într-o altă parte a orașului unde aveam ore. Și după ce m-am urcat în taxi și am spus unde să mă ducă, șoferul a răspuns la telefon. Și a început să vorbească niște mizerii. Eu din spate am strigat la el: măi omule, oprește-te! Dar nu te temi de Dumnezeu să vorbești așa, nici nu mă băga în seamă. Îți plătesc, lasă-mă să mă dau jos, că mă duc cu altceva. Dar nici nu-i că eu păsa de mine. Am ajuns cu mașina în centru, lângă Catedrala Ortodoxă în Cluj, am oprit la semafor, că era roșu. Când s-a făcut verde și am început să trecem în partea stângă, era Catedrala, au luat telefonul de la ureche, l-au pus pe scaunul din dreapta, de câte ori și-au făcut cruce, până ce am trecut de colțul celălalt și nu s-a mai văzut biserica, și-au luat telefonul și-au vorbit și mai murdar ca prima dată. M-am uitat la el și săracul, așa l-am compătimit în inima mea. Mi-am dat seama că omul ăla se temea de Domnul, dar teama de Domnul nu-i folosea la nimic, că tot în iad se duce dacă nu se pocăiește. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o altă familie, înspre care dacă privim, vedem și înțelegem cum trebuie să ne temem de Domnul. Pentru ca familiile noastre să nu seamene vrăjmașul sămânța lui, ci copiii noștri să rămână în mântuire și în adevăr. Spune cuvântul Domnului despre părinții lui Ioan Botezătorul, căci amândoi
erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, copiii noștri sau crizele pe care vrăjmașul din punct de vedere spiritual vrea să le creeze în viața copiilor noștri vor fi depășite sau nu vor avea putere asupra copiilor noștri. Când înțelegem că teama de Domnul în primul rând trebuie să se vadă în faptul că noi trăim neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Noi nu trăim pocăința de frica comitetului, noi nu trăim pocăința de frica prorocului, noi nu trăim pocăința de frica oamenilor, ci trăim pocăința înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 12 luni într-un an, să trăim toată viața noastră la picioarele Domnului și spre slava lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Într-o împrejurare a venit un bărbat plângând la noi și a zis: fraților, îți vinovat că majoritatea, marea majoritatea copilor mei s-au dus în lume și toți au fost biruiți de un duc de beție din pricina mea. Fraților, știau de un om liniștit și care vine la adunare și a zis: frate, dar cum din pricina ta? O zis: din pricina mea, pentru că eu acasă avem băuturi amețitoare și serveam tot mereu pascuns, fără să vadă nimeni. Și Duhul ăsta a venit și mi-a biruit familia, frați și surori. De cele mai multe ori avem pierderi în familiile noastre pentru faptul că tata și cu mama nu mai trăiesc neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta Domnul face o strigare să ne întoarcem către El. Și Domnul va izbăvi și va mântui copiii noștri, lăudați să-i fie numele. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile lui Dumnezeu. În al doilea rând, adevărata teamă de Domnul, în urma căreia procesul educațional pe baza principiilor Scripturii va aduce rod în viața copilor noștri, mântuirea. Se vede, frați și sori, în faptul că nu facem rabat de la cuvântul lui Dumnezeu. Traversăm o vreme de criză majoră. Eu trăiesc la țară, vă spun sincer. Dar așa am o durere în inima mea, că vin o grămadă de frați pe la noi în ultima vreme, cum am spus, noi suntem oameni de la țară. Știm bine românește și ăla poate câteodată nu chiar cât ar trebui. Și trec prin adunările noastre tot felul de oameni și ne traduc din limba greacă, din ebraică. Și în ultima vreme încearcă să ne facă să credem că pocăința nu e așa cum o trăim sau cum am primit-o de la Domnul, ci mai altfel un pic. Mă, în originalul grecesc, o zis unul către mine, nu scrie așa. Mă, i-am zis, eu nu știu, mă, că eu, cum o citi, frați, așa ne-am românești, am citit și eu, și i-am văzut pe frați că așa cum scrie aici, o trăit, și zice Biblia că originalul, viața trăită în original, știți ce face Domnul? Zice că însoțește mărturia lor, adică originalul, prin semne, minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. I-am zis, noi în adunare avem vasă în adunare, care vorbesc din partea lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu. Și frații care au trecut pe la noi prin adunare pot mărturisi, nu povești, lucruri cu precizie maximă, pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Și trăim cu scrie în românește, că în greacă nu știm. I-am zis, aș vrea să vă văd tare pe voi care traduceți din limba greacă, dacă Domnul însoțește mărturia voastră cu ceva. Hai să ne punem pe genunchi, am și eu cauză înaintea Domnului, să-mi vorbească Domnul ceva, că de vreo lună aștept un răspuns. Nu vreau să se roage cu mine. Frați și surori, poate unora ne vine să zâmbim, dar crizele majore din familiile noastre se datorează faptului că facem rabat de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai păzim fără pată cuvântul Domnului. Cum e scris? Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să știți că cum e scris, străbătrăit, orică ești în România, orică ești în America, orică te ajungi să trăiești pe lună sau pe alte planete ale lumii, nu ale altor sisteme solare, nu contează. Cum e scris, Dumnezeu ne va mântui și ne va duce la El, slăvit să fie Domnul. Și când mama cu tata trăiește cum e scris, copiii vor simți gustul pocăinței și se vor întoarce la Domnul și Dumnezeu ne va izbăvi copiii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau amândoi, amândoi mai făceau un lucru. Păzeau fără pată toate rânduielile Domnului. Rânduielile Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în biserica lui Dumnezeu trebuie să fie rânduială, ca în toate bisericile sfinților. Dar oare într-o familie care e sfântă, cum trebuie să fie? Nu tot rânduială. M-am dus, eu vin dintr-o familie de oameni necredincioși. Părinții mei încă nu s-au întors la Domnul, dar eu am avut o mamă, frați și surori, am avut o mamă cu mână tare și braț puternic.
Aveam 18 ani și la ora 10 trebuia să-i dau raportul dacă n-ajungem acasă. 18 ani! Și alții m-am dus într-o casă și am trecut printr-un living să mă duc într-o bucătărie și era un băiat și o fată undeva pe o bancă acolo, pe colțar. Și mama sa, după ce am intrat în bucătărie, o zis către mine: frate Cătălin, fata avea vreo 14 ani, băiatul undeva la 16-17 ani. O zis: frate Cătălin, e fica noastră cu prietenul ei. Măi, m-am uitat încă o dată pe geamul ăla, nu vine să cred. Dar am zis: soră, dar fica dumitale câți ani are? O, are 14 ani. Și așa era de bucuroasă că-i cu prietenul. I-am zis: soră, eu aș vrea să-ți fac o urare dumitale. Dar da, te ascult, frate. I-am zis: să dea-i Domnul la anul să nască un copil sănătos. Și-a început să vorbească: te spui eu la frați că ai predicat la noi în adunare și vorbești prostii de astea. Om fără minte. Dar soră, dar nu mă lua așa de tare. Cum vorbești așa cu mine? Păi normal să nască la anul un copil? Doamne ferește! Păi am zis: cum să fie normal să o primești cu prietenul acasă? Frați și surori. Problema faptului că în familie nu mai este nicio rânduială și nicio regulă. Ne pierdem copiii. Poate o să ziceți: mă, s-a venit de la capătul pământului, prea multe nu știe. Frați și surori, câte știu, mi-e destul. Pentru că vreau să mântească Dumnezeu familia și copiii și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Rânduială. Într-o familie unde e neprihănirea lui Dumnezeu, trebuie să fie niște reguli clare peste care copiii să n-aibă voie să treacă. M-am dus într-o casă și erau 3 copii mai mici. Frații erau mai în vârstă un pic și am zis: dar pe ăștia aveți numai copii? O zis: nu, frate Cătălin, nu. O să mai avem încă 4 pe lângă ăștia. Dar unde-s? Era 9 seara. Duminică. O ieși cu tinerii. Una sta la părtășie, s-a făcut 10, s-a făcut 11 copii. N-au venit acasă. Mi-a fost rușine să mai întreb ceva. Pe la 11 și 20 o să merem la culcare. Și părinții s-au dus la culcare, copiii nu erau veniți acasă. Eu m-am dus în camera în care m-au culcat, până m-am mai rugat, am mai citit în Biblie. M-am pus în pat să mă culc. Și era aproape ora 1 când au venit copiii acasă și părinții au dormit liniștiți. Și apoi după avem bilete la amvon, rugați-vă pentru copiii mei că s-au dus în lume. Păi trebuia când tu te pui în pat, a venit prietenul de la miezul nopții și a zis: Doamne, dar a bătut acolo și a zis: auzi, au venit niște prieteni din pe drum, dă-mi niște pâine că n-am ce să le pun înainte. O zis: nu pot să-ți dau. De ce? Pentru că m-am culcat și copiii mei sunt cu mine în pat. Mama și cu tata n-are voie să se pui în pat până nu s-au pus copiii înainte la culcare, frați și surori. Pocăința e o regulă. Și fără regulă în pocăință vom ajunge niște cluburi creștine. Vom ajunge poate niște organizații care ne întâlnim numai să ne simțim bine unii cu alții sau să ne întâlnim să ne mai vedem fețele sau că n-avem ce face pe acasă. Dar când în pocăință înțelegem că Dumnezeu a pus niște reguli și niște rânduieli și tata și cu mama veghează asupra lor, în casa aia să coboară Dumnezeu, frați și surori. Și când nu mai poate mama să supravegheze copilul și tata să supravegheze copilul, unul din cei 7 ochi al lui Dumnezeu îi va privi și Dumnezeu se va îndura de copiii noștri. Este anul familiilor și cred din toată inima că Domnul vă face o strigare. Ne cheamă Dumnezeu să nu renunțăm la principiile Scripturii în procesul de educație, dar totodată ne cheamă Dumnezeu să înțelegem, frați și surori, căci avem datoria înaintea lui Dumnezeu să ne temem de El. Și teama de Domnul să se vadă prin faptul că trăim neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, viața sfântă și curată, să se vadă în faptul că prețuim cuvântul și cum e scris, ne luptăm să-L trăim. Și să ne ajute Domnul să avem acasă rânduială și copiii să știe de niște reguli peste care să nu trecem. Și în felul acesta, Dumnezeu pe copiii noștri va folosi pentru ridicarea altora din lume. Și se va extinde împărăția lui Dumnezeu și Domnul va veni după noi și ne va lua acasă. Amin.